existente de anul acesta. În metropola din care am plecat pe adicții cale, cetățenii pe trotuare merg încet, pășind agale. La costum și la cravată, îmbrăcați de sărbătoare, trecătorii cu mirare se întreabă. Cine soare? Este floarea cea vestită, tot cu câte o facultate, adunând de atunci în coace peste 60 de ani la etate. Hotărât să se întâlnească cam în fiecare an, până când nu mai rămâne decât unul în final. Am venit din toată țara, unii chiar din larga lume, la întâlnirea cu colegii să ne ținem iar de glume. Am fost prieteni buni în școală și așa am rămas mereu. Dorul de a-i vedea la față ne apasă tot mai greu. Cupături, strângeri de mână, glume, vorbe amicale, amintiri din tinerețe când în gem n-aveam parale, dar aveam o calitate. Eram vesel, genial, hotărât și noi să ajungem ingineri sau general. Ne uităm unii la alții, ne întrebăm chiar cu mirare. Cum a fost măicuță oare o atare la transformare? Am plecat de la pipușcă, tineri, vesel și frumoși, și ne întoarcem în postura de bătrân, căruț, cheloș. După ani de crudă multă, am ajuns cum ne e scris, să acumulăm firește bogății de nedescris. Pe la tâmple avem argintul, aurul pus de dentist, plumb atârnă la picioare, pietre scurte în colicis. La snagov n-avem bile, nu avem nici șase case, n-am făcut nimic pe bile, precum Claus sau Năstase. N-am avut și n-avem firme intrate în insolvență. Au intrat la pușcărie doar vreo trei din intendență. Însă mergem înainte, nu ne dăm deloc bătut, căci avem umor și farmec, chiar și acum, și oarece bănuți. Și acum, la vârsta aceasta, ne mai ținem de femei, să ne ajute a trece strada sau să nu credem pe alături.